Reunim în studio, stăm de vorbă cu doamna Delia Mihalache despre ce se întâmplă în prelungirea Ghencea. Doamna Mihalache este membru fondator al Asociației Prelungirea Ghencea. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc de invitație! Doamna Mihalache, ați fost puțin surprinsă că noi la emisiunea ZF Live, nu? Ne-ați declarat înainte de începerea acestei ediții. Ne ocupăm cu, iată, o chestiune civică, dar economia înseamnă, până la urmă, viața oamenilor. Dumneavoastră aveți o situație acolo foarte tensionată, un cartier născut așa peste noapte, practic, împărțit în mai multe, ne veți explica imediat, în mai multe, între mai multe entități administrative. Și pur și simplu sunt 10-20 de mii de oameni care nu au acces facil la locuințele lor din oraș, înapoi în oraș. Nu aveți ceea ce este necesar pentru un a trăi confortabil, pentru a trăi civilizat într-un oraș, mare oraș european. Despre ce este vorba? Este vorba despre o zonă aflată la marginea cartierului Drumul Taberei, spre șoseaua de centură. Nu au apărut chiar peste noapte. Dezvoltarea a început cam de acum 10 ani. În 10 ani, un cartier de 20.000 de oameni. 20.000 de oameni, ne gândim și la cei care locuiesc după centură, pentru că noi am înglobat și am vorbit cu vecinii din toată zona, ca să vedem cât de afectați sunt. Este vorba de o parte care ține de sectorul 6, alta de sectorul 5. Strada principală, prelungirea Ghencea, este în administrarea primăriei capitalei. Șoseaua de centură este în administrarea CNADNR-ului. Urmează orașul Bragadiru și comuna Domnești. Toate aceste primării ar trebui să colaboreze pentru ca strada să fie lărgită, minim 4 benzi, spunem noi, trotoare, piste de biciclete și un pasaj peste centură la Domnești. Care este situația acum? Ce vă nemulțumește? Ne nemulțumește pasivitatea autorităților, de exemplu, chiar și în cazul Fericit al Pasajului, în care licitația a fost începută în martie anul trecut, cred, și nici până acum nu s-a comunicat câștigătorul final, pentru că sunt multe contestații. Au fost de-a lungul timpului multe contestații. Între timp, Primăria Capitalei nu a demarat nici măcar exproprierile, nu a definitivat proiectul tehnic ca să se coreleze cu pasajul. Este inacceptabil pentru noi, care plătim taxe și impozite, locuim acolo, nu putem circula civilizat, suntem sinistrați. Ce se întâmplă acum? De ce spuneți că sunteți sinistrați? Pentru că nu avem trotuare, pentru că strada are doar două benzi și se construiește foarte mult în zonă, sunt cartiere de blocuri, de case, sunt supermarketuri, în timp ce infrastructura este de, ca o uliță de țară, este prelungirea Ghencea. Din cauza asta, RATB-ul nu poate circula, stă în aceeași coloană cu mașinile. Stațiile RATB sunt în noroi sau pe o platformă betonată unde te plouă, te ninge. Deci nu te încurajează să mergi cu RATB-ul pentru că n-ajungi mai repede și mai ieși inconfortabil drumul până la stație. Este o problemă socială, spunem noi. De ce v-ați lovit? Când ați început această acțiune și ce ați reușit până în acest moment? Să faceți. Eu m-am mutat acolo de 13 ani, vreo câțiva ani, așa, vreo 7, am tot trimis petiții de una singură, reclamații. De 13 ani ați văzut tot cartierul născându-se, nu? Da. Când m-am mutat acolo, lângă mine era o fabrică de pâine. Acum, în locul fabricii de pâine, este un ansamblu rezidențial cu un bloc de 14 etaje, lângă casă. Nu ne mai mirăm, este România. După câtva timp mi-am dat seama că nu reușesc să fac nimic. Unele probleme se rezolvau minore. Se punea un coș de gunoi pe stradă, se ridicau câinii vagabonzi din zonă. Dar mi-am dat seama că pe termen lung nu schimb prea repede lucrurile și atunci am încercat să mă asociez cu vecinii mei, am căutat ajutor și pe internet am găsit site-ul Fundației Centrul de Resurse pentru Participare Publică. Prin 2010 se întâmplă asta. Am aflat de la ei, i-am contactat, am aflat că există metoda de organizare comunitară prin care cetățenii unei comunități se pot reuni voluntar, își pot pune în comun experiența profesională, timpul, resursele, banii și pot presa autoritățile pentru rezolvarea problemelor de care se lovesc.
Asta facem noi în inițiativa Prelungirea Ghencea. Și până acum ați obținut ceva? Până acum... În 2010-2016? Da, în 2013 am făcut o pagină de Facebook și am început să ne, da, să ne cunoaștem mai bine și, da, să ne organizăm. Ne întâlnim și săptămânal face-to-face. Da. Am reușit măcar să punem pe, după mulți ani în care proiectul ăsta de lărgire a fost abandonat, că am uitat să vă spun, în 2006 Consiliul General a votat un astfel de proiect care prevedea lărgirea străzii Consiliul General al capitalei, capitalei, în 2006. Până în 2013 nu s-a întâmplat nimic, nu se mai vorbea despre acest proiect. Am reușit, am făcut o petiție colectivă, am strâns semnături de la vecini, am depus-o la primărie, iar în august 2013, în urma acestei petiții, credem, au venit la bariera Domnești fostul premier de atunci, fostul primar, ministrul marilor proiecte, și au declarat public că vor începe lucrările la pasaj și la lărgire, în 2013. De atunci a început să se discute despre proiectul ăsta, dar, după cum vedeți, nu s-a întâmplat mare lucru. Deci, noi considerăm că măcar am adus în atenția publică proiectul, iar în 2014 CNADNR-ul a decis să ia separat pasajul și să-l liciteze și să-l facă de sine stătător. Practic, fără acest pasaj noastră nu puteți traversa centura. Acum se traversează, este în niște condiții groaznice, sunt accidente, exact, sunt tiruri pe centură. Exact. Chiar în prima zi de școală a avut loc un accident, un bunic pe bicicletă cu, cu nepoata de 3 ani în spate, au avut un accident, fetița a murit. Păi de mine! Pentru că tirurile vin pe centură cu viteză, deși nu au prioritate. Și să treci? Nu, un pasaj e care la costă mica înțelegere. Câți bani? Câți bani costă acest pasaj? Nu știu, vreo 20 de milioane de euro, cred. De euro. Parcă și ce spune CNADNR-ul? Tot de un an de zile stă în contestații și așa mai departe. CNADNR-ul spune că respectă legea, pentru că dacă se fac contestații în fiecare etapă, trebuie să dea curs. Ați urmărit pas cu pas, fie în fiecare zi, în fiecare săptămână. Ați pus presiune pe ei, cred că i-ați înnebunit pe cei de la CNADNR. Băi, ce faceți cu pasajul ăsta? Când e gata? Când vă apucați de el? Se contestă, CNSC-ul respinge, contestatarii merg în instanță, se păi respinge la ce mai sau avem se dă nevoie din nou? De CNSC, doamnă, dacă avem și posibilitatea de contestație în instanță? Păi CNSC-ul stă mai mult în curcă, domn. Da, nu știu să vă spun. Nu, eu vă spun așa, din noastră vă izbiți. Deci este, mie mi se pare foarte important ceea ce faceți și dumneavoastră trebuie să beneficiați de un sprijin mediatic și al tuturor cetățenilor României care cred că se mai poate schimba ceva în administrație. Pentru că dumneavoastră vă luptați, dintr-o dată vă luptați cu o problemă. Și după ce identificați problema, dintr-o dată vedeți că o soluție este la CNADNR, o soluție este la Primăria Capitalei, o soluție la Primăria de Sector, o soluție la Primăria de altor localități vecine cu Bucureștiul, nu? Da. Deci, și revenim, de fapt, la lipsa unui plan strategic de extensie, de dezvoltare a Bucureștiului în nord, est, vest, în toate părțile, nu? Da. Și la haosul urbanistic. Da. Și mai e ceva. Primăriile de sector nu colaborează cu Primăria Capitalei. Probabil că Bucureștiul trebuie extins până la centură, cel puțin, înglobat în zona metropolitană de care se vorbea, dar de care nu se mai aude nimic. Da. Și atunci poate lucrurile ar funcționa. Deși și în condițiile actuale, dacă oamenii ar dori să facă, oamenii din autorități ar dori să facă, proiectele s-ar putea face. E vorba vă de voință. Primarul de acum, doamna Firea, primarul de sector, cine este la 6? Gabriel Mutu. Tace? Da. Nu, a venit vorbește? La lansarea, da, vorbește. A venit așa. La lansarea asociației sâmbătă, ne-a promis tot sprijinul, promis? Dar spune că nu are prea multe de făcut pentru că Primăria Capitalei decide. A promis că va merge cu noi în audiență la doamna Firea, care de 3 luni nu ne primește, este foarte ocupată. E adevărat, vedem ce se întâmplă în București. Da. Dar oamenii s-au cam săturat de promisiuni. Au fost aceste probleme, pasajul, lărgirea, parcul din zonă, au fost incluse pe pliantele electorale ale candidaților. Și acum, când trebuie să execute? Nu știau, n-aveau toate informațiile atunci. Încă n-aveau informațiile. Atunci, în campania electorală, da. Și-au promis. Cum putem face, noastră vă luptați cu acești oameni,
Care este, după dumneavoastră, mecanismul cel mai bun de presiune pe care să-l exercităm asupra lor? Să știți că noi nu ținem neapărat să ne luptăm cu ei, dar când nu avem încotro, asta facem. De exemplu, cred că am făcut 7 proteste în prelungirea Ghencea. După petiții, după mers în audiențe, după participări la ședințele de Consiliu General, unde luam cuvântul și spuneam, stimați consilieri, stimate domnule primar, ați uitat de prelungirea Ghencea, uitați ce se întâmplă, m-am dus cu cizme de cauciuc și le-am pus acolo să le vadă. Am ajuns la proteste. Da, în 2014 cred că am făcut vreo 3 proteste în cartier, marșuri așa cu vecinii. S-au adunat câteva sute de persoane. Iar anul, de-abia după proteste, am fost primiți în audiențe, de exemplu, de primarul de atunci, Oprescu. Aha. O să protestăm în continuare. Problema e că obosim și... Nu credem că e normal într-o țară civilizată, europeană, în 2016, să te lupți pentru a avea un trotuar. Dar o să o facem. Consilierii, reprezentanții dumneavoastră acolo, pun aceste probleme în Consiliul General? Că teoretic, acest sistem democratic, nu? Pe care noi în care noi trăim, spune așa, dom'le, noi ne alegem consilierii, trebuie să vină primarul, dar și consilierii, nu? Trebuie să fie reprezentanții ai noștri și să reprezinte și să pună problemele noastre în ședințele de consiliu. Da. Există acest mecanism? Îi simțiți aproape de dumneavoastră? Da, am fost în audiențe la diversi consilieri generali, cărora le-am lăsat petiția, i-am rugat să intervină în ședința de consiliu, au luat cuvântul, au spus, au vorbit cu primarul Oprescu. Acum la doamna Firea nu am ajuns încă, dar ni se spune că primarul decide. Primarul decide? Da, pentru că trebuie să bugeteze. Păi nu cetățeanul decide? Da, cetățeanul decide. Ați cerut modul cum se cheltuie banii? Să vă arate banii. Pentru că de la dumneavoastră ar putea porni, iată, spunem noi, o revoluție civică în administrație. Cum e grupul noastră și alte grupuri care să facă presiune și să spună, ia... Puneți voi pe masă aici, cum cheltuiți banii de n-aveți bani de șosele și întârziem cu o astfel de lucrare de 10 ani? Da, am cerut asta, chiar am participat la dezbateri publice ale bugetului capitalei. În anii din urmă s-au alocat diverse sume de bani, chiar și pentru prelungirea Ghencea, dar la sfârșitul anului, la rectificare, pentru că proiectul n-a avansat și nu s-a întâmplat nimic cu documentele, scădeau, se treceau la alte capitole bugetare. Absurd. Da. Deci se întâmplă și asta. Dar există vreun proiect, vreun studiu de fezabilitate făcut? Există vreun contract semnat cu vreo companie care să lărgească? A existat în 2007, a fost reziliat pentru că compania aceea a intrat în faliment. Nu ni se arată prea multe date. Astăzi există vreun contract semnat? Nu, pentru că acela vechi din 2007 a fost reziliat. Câștigătorul a intrat în faliment. De cum noastră faceți 14 proteste și lor nici măcar nu s-au gândit să scoată la licitație chestiunea asta? Nu e finalizat proiectul tehnic. Pentru că inițial se pare că prevedea 6 benzi, acum nu este fezabil să faci 6 benzi, fac 4. În orice caz, merge foarte greu. Dar ați identificat persoana care se ocupă din administrația străzilor? Da. Și? Nu e în primăria capitalei, la departamentul de infrastructură. Așa, și ce vă spune? Cine este și ce vă spune? Domnul Legea este. Cum îl cheamă? Legea. Legea. Cu Legea mână. Deci domnul Legea. Da. Ce vă spune domnul Legea? Ne spune că... Vă faceți dumneavoastră la el și spune, doamna Mihalache, iar veniți, domnule, nu avem bani, nu vă fac... Nu spune că nu avem bani. Bani sunt. Trebuie definitivat proiectul tehnic cu deținătorii de utilități. Asta era anul trecut. Adică APA Nova, Distrigazul, Enelul trebuie să-și facă propriile proiecte să devieze rețelele, pentru că strada se va lărgi. A durat foarte mult și asta. Acum cu exproprierile. Sunt 200 de... Anul trecut, în iunie, s-a votat în Consiliul General lista exproprierilor. Sunt vreo 200 de proprietari. Mulți dintre ei sunt necunoscuți. Deci dacă vă vine să credeți, primăriile nu știu al cui este un anumit teren. Și aici s-au blocat.
Sunt banii pentru expropriere. Păi dacă nu ești, dar știu nu al sunt cui este, să-l intre în el și să lucreze. Dacă cine plânge, da, atunci află. Da, da, da. Se pot pune banii într-un cont, păi nu, unde se păstrează. Și să treacă la treabă, nu? Da, 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 da. Au primit proprietarii scrisori de înștiințare. Ne-au spus vecinii, da, o să mă cheme la primărie. Nu i-a chemat nimeni. Că dumneavoastră urmăriți pas cu pas, nu? Da, domnule, da. Ați primit scrisori și așa mai departe. Da. Și ne ajută și vecinii, adică oricine are o informație ne spune. Da. Da, e un sentiment așa, aveți sentimentul că vă loviți cu capul de un zid așa când încercați să faceți această chestiune? De de multe ori am fost neputincioși, nu înțelegeam cum de autoritățile nu-și dau seama că acolo trăiesc oameni și cum e posibil să găsești scuze tot timpul. Cine sunt autoritățile astea, doamnă? Primarii, așa. Primul rând. Așa. Ne spun, păi știți, mai sunt și alte priorități, încercăm, dar durează, trebuie să vorbim cu nu știu cine, tot felul de scuze. Aha. Da. Dar vedeți o chestiune, spre exemplu, să se poată interveni primăria de sector, să rezolve, să ia ea acest drum, să-l facă? Nu știu ce să vă spun, dar probabil că o primărie pentru de că sector altfel, ar putea... Aveți o presiune mai mare pe primăria de sector decât pe cea municipală. Trebuie dat o hotărâre de guvern ca să ia primăria de sector strada din administrarea primăriei capitalei. Știu că primăriile de sector nici n-au patrimoniu. Deci nu cred. Primăria capitalei. Știți de ce? Spre exemplu, eu stau în sectorul 4 și a făcut... La un moment dat se spunea, domnule, nu au voie parcul tineretului. Uh-huh. Parcul da. De, știți, de la da. Brâncoveanu. Da. Și până la urmă văd că sectorul 4 a putut să ia parcul, nu mai spun că au băgat niște bani aiurea în el, l-a betonat, dar l-a renovat, chiar dacă era sub administrarea, atenție, a primăriei capitalei. Deci până la urmă tot primăriile de sector sunt cele care țin mai mult cont de opinia cetățenilor din sector. Că dumneavoastră cu 20.000 de oameni acolo, păi sunteți 10% din populația sectorului, poate, sau nu 10, 5% să zicem, nu? Care, cât are București? Are 5-6... sectoare? Da, de 6 sectoare milioane. Sunt 2 milioane, mai mult de 2 milioane. Deci e semnificativ. Da, numai că în cazul nostru nu cred că e fezabil pentru că mai sunt și alte primării în zonă. Deci nu cred că primăria sector 6 ar face un drum care trece prin Bragadiru și Domnești. Cum vedeți? Vedeți fezabilă constituirea aceasta autorității metropolitane? Ar fi o treabă să fie o singură... Autoritate, da. Eu personal cred că asta trebuie făcut, pentru că altfel proiecte din astea mari de infrastructură nu pot avansa. Ne sufocăm. Da. Sufocăm Bucureștiul. Da. Sufocăm economia. Sunt pierderi uriașe în trafic. Faptul că nu puteți ajunge la birou, că nu vă puteți, că acolo nu există, nu vă puteți muta dintr-un loc în altul, nu puteți ajunge. Nu există mobilitate. Nu există mobilitate. Da, da, da. Școli, grădinițe. Este o școală privată, două grădinițe private, trebuie oricum să ieși ca să ajungi la școlile de stat și la grădinițele. Nu se poate face stat. O școală de stat acolo? Ba da, există un teren, da, să vă spun și de asta, există un teren de 98 de hectare pe locul unor foste sere de stat. Da. Acest teren este în administrația Agenției Domeniilor Statului. Deci mai avem un jucător. Da, care primește cereri de retrocedare. Deci mai apar niște blocuri și acolo. Da, da, din păcate. Noi acolo cerem un parc de 10 hectare și școală, grădiniță, dar ne-a spus primarul sectorului 6 sâmbătă că sunt șanse mici să se păstreze acolo teren public pentru că sunt cereri de retrocedare. Nu înțeleg de ce acelor proprietari nu li se dau bani în locul terenului și dacă zona are nevoie de parc și de grădiniță și de școală, tu ca primărie nu ai puterea și nu ai strategia de a dezvolta zona, nu știu ce să zic. Cum spargem acest zid, doamnă? Prin implicare. Să știți că noi eram grup de inițiativă acum 3 ani, ne-am înregistrat asociație, vecinii, deja avem vreo 14 cereri de înscriere. Vecinii vor să doneze 2%, să plătească cotizație. Vom fi mereu pe capul autorităților. Foarte bine. Asta trebuie să faceți. Luptați în continuare
Și eu chiar vă rog să mai veniți o dată la 3 luni la noi aici în emisiune, să-mi spuneți cum, în ce situație suntem și să sunăm și noi și să punem presiune pe acești oameni care nu înțeleg că sunt puși și plătiți acolo din banii noștri ca să facă ceea ce vrem noi. Da. Și până la urmă tot îi schimbăm. Da. Mulțumesc. Bine, mulțumesc foarte mult.